Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi, pe care o citim în fiecare an, vorbește despre vindecarea celor doi demonizați din Sfântul Gadarenilor. Același episod îl regăsim și la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, când, deși vorbește despre un singur demonizat, vedem că urmează aproape aceleași repere ale întâlnirii. De asemenea, întâlnirea cu cel demonizat, ieșirea demonului și aruncarea lor într-o trumă de porci, încât, citind, mă voi referi la ambele evanghelii. Evanghelia după Matei, deci cea pe care am citit-o astăzi, intrând Mântuitorul dincolo de ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte, foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Iar Sfântul Evanghelist Marcul spune că după ce a ieșit din corabie, l-a întâmpinat din morminte un om cu duh necurat, care își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar cu lanțuri, pentru că de multe ori, fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfărâma și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat, noaptea și ziua, era printre morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-l de departe pe Iisus, a alergat și s-a închinat lui. Și strigând cu glas puternic, a zis: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu celui prea înalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești, căci îi zicea: ieși duh necurat din omul acela. Revenind la Evanghelistul Marcu, spune că departe de ei, de cei doi, era o turmă mare de porci păscând. Iar demonii îl rugau: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis: duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a perit în apă. Iar păstorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Iar Evanghelistul Marcu spune că, rugându-l, l-a întrebat: care ți este numele, acelui duh necurat? Și a răspuns: legiune este numele meu, că suntem mulți. Și îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut. Iar acolo, lângă morminte, era o turmă mare de porci care păștea. Și l-au rugat zicând: trimite-ne pe noi în turma de porci ca să intrăm în ei. Și el le-a dat voie. Atunci, ieșind, duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare. Și erau ca la 2000 și s-au unecat în mare. Iar cei care îi pășteau au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. Și s-au dus la Iisus și au văzut pe cel demonizat șezând, îmbrăcat și întreg la minte, el care a fusese legiune de demoni, și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și au început să-l roage să se ducă din hotarele lor. Iată, iubiți credincioși, și într-una și în cealaltă din pericopele evanghelice se vorbește despre oameni demonizați. O realitate care a fost permanent în istorie, în timpul nostru, și s-a manifestat înfricoșând în mod deosebit și s-a manifestat ca atare inconfundabil. Astăzi, lucrul acesta de multe ori este ridiculizat, pare a fi tratat ca o fantezie și ca o sperietoare pe care preoții sau biserica o pun înaintea credincioșilor pentru a avea un ascendent asupra acestora. Dar această realitate a existat și există și în zilele noastre. Este de mirare când oamenii întregi la minte, ca să parafrazez Evanghelia după Marcu, fac asemenea afirmații.
într-un proces care a fost recent, o înaltă curte a justiției române avea să spună că exorcismele aparțin unor religii primitive și Biserica Ortodoxă nu le recunoaște. Nimic mai neadevărat. Biserica, dintr-un început constant, a mărturisit adevărul Sfintei Scripturi. Adevăr al Sfintei Scripturi care este reper în toate popoarele și toate civilizațiile, oricare ar fi ele, oricât de mult ar încerca să le stea împotrivă unii și alții. Și în toate timpurile ne-am raportat la Evanghelie, pentru că este adevărul lui Dumnezeu. Iar realitatea celor demonizați, așa cum o descrie Sfântul Evanghelist Matei și Sfântul Evanghelist Marcu, iată, este o realitate care covârșește toată priceperea omului, chiar în modernitatea timpului nostru, în care omul descoperă lucruri atât de subtile. Unele aproape tainice pe care le vedem în toată electronica raia și informatica ce ne înconjoară, care ne depășește de multe ori an de an pe noi înșine, cu posibilitățile tehnice pe care le oferă. Dar dincolo de asta, asupra duhurilor, asupra lumii duhurilor, putere nu are omul cu toată tehnica și inteligența lui. O altă putere este cea care prevalează și care este aici. Este puterea omului care s-a unit cu Dumnezeu, singurul care poate avea putere asupra duhurilor necurate, pentru că numai Dumnezeu poate avea putere asupra lor. Iată, spune Evanghelistul, că acești oameni erau înfricoșați. Omul demonizat. Noi toți suntem influențați de diavol într-un anumit fel, la nivel de gând, la nivel subtil. Modernitatea acestei lumi ar spune la nivel energetic. Suntem influențați și acționăm de multe ori ca atare atunci când primim gând de invidie, de clevetire, potrivit patimilor care ne stăpânesc mai mult. Cel demonizat însă își are afectată libertatea. Diavolul afectează libertatea și voința lui și se manifestă într-un chip evident prin el. În multe din casele noastre, sigur, diavolul poate avea o putere în casă, mai ales când drăcuim în casă, când facem nedreptăți și păcate. Dar alta este lucrarea diavolului într-o casă posedată, într-o casă în care diavolul se manifestă înfricoșător, prin lucruri care se mișcă sau duhuri care se arată înfricoșător oamenilor. Și aceste realități se descoperă și oamenilor credincioși și celor necredincioși, care de multe ori stăpânesc o asemenea casă. Casă care este stăpânită de către diavol. Are diavol o putere de stăpânie asupra unei asemenea case sau asupra celui demonizat? De unde această putere de stăpânie? Când vedem în Evanghelia de astăzi că n-a putut avea stăpânire nici măcar să intre în turma porcilor. Sigur, vom spune că Dumnezeu i-a îngăduit aceasta, să intre în turma porcilor. Dumnezeu îi îngăduie diavolului să înfricoșeze într-o casă, să stăpânească pe acea casă sau peste cel demonizat. Dar de ce? Îi îngăduie Dumnezeu din capriciu sau arbitrar, nici de cum. Ci faptele noastre sunt cele care ne leagă de diavol sau de Dumnezeu. Și ne pot recade de diavol până la această măsură înfricoșătoare. De pildă, și-a cumpărat omul de bună credință o casă sau un teren pe care vrea să-și facă o casă. Dacă în acea casă a fost ucis, mișelește și nedrept un om și a fost îngropat, acea casă foarte probabil va fi o casă vântuită. S-au locuit în acea casă un satanist sau cineva care a făcut vrăj, foarte probabil acea casă va fi o casă bântuită, chiar dacă cel care a cumpărat-o, credincios sau necredincios, a fost de bună credință. Nu se va rezolva problema lui decât rezolvând cauza. Dacă acolo a fost mormântat un om ucis pe nedrept, de descoperit aceasta și făcut rugăciuni pentru el, dacă acolo a fost vorba de vrăji sau lucrări satanice, de sfințit acea casă și de curățit prin puterea rugăciunii. Și asta nu o poate face omul singur,
ci trebuie slujbe repetate, așa numitele exorcisme care scot pe diavol, precum Mântuitorul vedem în Evanghelia de astăzi. Putere are de a scoate demonii din om și din casa asupra cărora are stăpânie, atunci când omul înțelege unde este greșeala. Nu ne spune Evanghelia de astăzi de ce avusese stăpânie diavolul asupra acestor oameni. Putem întreba și noi, precum apostolii altădată, când întreba despre cel orb, cine a păcătuit, acesta sau părinții? Putem și noi întreba, cine va fi păcătuit? Aceștia demonizați, părinții lui, care va fi fost cauza, Doamne? Nu o știm. Dar știm că manifestarea este una înfricoșătoare. Iată, dar, distinția între demonizat și omul care este influențat la nivel de gând de diavol. Distinția între casa posedată de diavol și casele noastre obișnuite, în care poate și atunci primim influențe fel de fel din partea duhurilor celor vicleni. Sunt realități distincte, iar atunci când, în cazul cel din urmă, când vorbim de oameni demonizați și casă posedată, acestea se manifestă cu o putere care înfricoșează pe om și pot răni pe om. Nu degeaba se spune că în mormintele în care au acești demonizați, oamenii se temeau să meargă. Nu doar că striga, manifesta oamenii o putere nefirească omului. Rupeau lanțurile, rupeau obezile. Și desigur, cine nu recunoștea această putere, putea fi el însuși omorât, dacă nu cumva se va fi și întâmplat aceasta. Problema este că cel demonizat era el însuși nefericit. De multe ori cel demonizat înțelege că este stăpânit de diavol și are o suferință înfricoșătoare. Arare ori el poate să meargă la biserică sau la rugăciune pentru a fi ușurat. De multe ori este dus de mână de cineva dintre rudeni. Acum mulți ani, mai bine de 10 ani, nu departe de noi, la doi pași aici, la Catedrala Metropolitană, nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră va fi fost aici, am fost eu însumi martor și mulți credincioși, desigur, nu numai eu, la o slujbă de exorcizare a unei tinere. Cei necredincioși de multe ori confundă fenomenul de demonizare cu cel de boală psihică. Boală psihică care poate veni dintr-o frică foarte mare, ce l-a scos pe om din minți, dintr-o traumă, dar poate fi și o cauză organică sau din născare. Între cel demonizat și cel bolnav psihic este o diferență pe care și un neavenit o poate constata. În primul rând vedem aceasta. O putere mai presus de puterea omului. Cum spuneam, puterea aceasta care rupe lanțul. La catedrală era o fătucă de vreun 1,60 m, slabă, care era ținută de către 4 bărbați puternici de mâini. În momentul în care demonul se manifesta cu putere, zburau cei 4 bărbați care o țineau de mâini ca niște pui de găină. În momentul în care vorbea, limba nu i se mișca, ci se auzea glas, ea având gura deschisă. Sunt lucruri pe care orice om de bună credință, fie el medic psihiatru sau orice alt om, nu poate decât să constate lucrul acesta și să se cutremure. Cum acea fată era prizonierul în propriul trup al manifestării Duhului celui necurat, cum spune Evanghelia de astăzi, care scotea prin ea sunete înfricoșătoare pe care nu poate omul să le scoată, de animale, de orice chip. Iată un al doilea semn de distinție. Felul de a se manifesta cu totul mai presus de puterile omului. Aceeași fată de multe ori, când
rugăciunile erau în toiul lor, se adresa celor prezenți spunându-le lucruri din viața lor pe care numai ei le știau. Un bolnav psihic nu are acces la așa ceva. Nu poate cunoaște acestea. În fine, un alt semn distinctiv poate fi vorbirea într-o limbă străină pe care omul anterior nu o cunoștea. Și sunt și alte semne care, spuneam, sunt evidente pentru orice om. Și această mărturie vă aduc pentru că era în catedrală atunci, cel puțin cât suntem noi acum în biserică. Toți ieșeau înfricoșați și toți acei oameni probabil vor fi râs când altul dintre ei, fie om de știință sau instanță de judecată, vor fi spus că exorcismele aparțin unor religii primitive sau că nu există demoni sau alte lucruri asemenea acestora. Iată, este o realitate și este o realitate pe care Evanghelia ne-o pune înainte ca să o înțelegem, pe de o parte, ca să ne temem, dar să înțelegem că Dumnezeu are putere asupra acestui lucru. Și dacă ne temem de Dumnezeu, n-ar trebui să ne temem nici de demonizarea pe care o vedem în jur, nici de casa posedată, nici de toate acestea, știind că Dumnezeu are putere asupra lor. Iată, vedem că Hristos, despre care oamenii aveau păreri diferite, erau împărțiți între ei, nu știau ce să creadă în ciuda minunilor, atunci când Hristos se apropie de demonizație, acesta se cutremură. Cine se cutremură? Diavolul, care vedea prezența lui Dumnezeu. Spune Evanghelistul Marcu că tânărul a venit și s-a închinat lui. Ne întrebăm, cine s-a închinat? Diavolul? Nici de cum. Dacă diavolul s-ar închina lui Dumnezeu, n-ar mai fi diavol. S-a închinat omul care a cunoscut o ușurare a acestei puteri. Pentru că diavolul, într-adevăr, s-a cutremurat în fața apropierii lui Hristos. Și atunci când demonii au fost izgoniți din om, vedem că omul a rămas întreg la minte, înțelegător. Într-adevăr, diavolul năucește pe om. În chip absolut, aproape, în chip major, atunci când vorbim de demonizați, dar pe fiecare om care se robește lui, care crede mai mult acestei lumi decât lui Dumnezeu, pe fiecare om care se desparte de Dumnezeu, în măsura în care omul se rupe de Dumnezeu, în aceeași măsură diavolul are o putere asupra lui. Iată, oamenii s-au minunat când au văzut pe acest demonizat întreg și cinstit de la minte. Dar nu s-au minunat când a ajuns ca să-L cheme pe Dumnezeu să rămână în cetatea lor, ci din contră. Înțelegând că puterea lui Dumnezeu e și judeca, de ce a îngăduit Dumnezeu să intre în turma de porci? Pentru că era poruncă atunci pentru popor să nu crească porci, porcul ca animal necurat. Să înțeleagă, să facă legătura între călcarea poruncii și stăpânia demonului. Și atunci vedem gadarenii că îl roagă pe Hristos să iasă din ținuturile lor. Dar tot Evanghelistul spune că cel vindecat avea să rămână și să propovăduiască mai departe minunea și să urmeze lui Hristos, înțelegând puterea care l-a vindecat. Singura putere care stăpânește în lume, dar stăpânește nu abuziv precum diavolul, ci stăpânește atunci când alungă și exorcizează răul din om. Când omul, într-adevăr, voiește să se elibereze de rău. Iată, iubiți credincioși, că și astăzi, așa cum vă mărturiseam, realitatea celor demonizați este aproape de noi și a caselor bântuite. Și toate acestea au o putere în lume. Și astăzi, într-adevăr, mai mult putem spune decât atunci, știind puterea lui Dumnezeu, avem pe de o parte a chema puterea lui Dumnezeu în viața noastră să ne curățească de orice influență a dracului, de orice influență a răului,
Iar atunci, când într-un chip înfricoșător ca acesta al celui demonizat avem a vedea, să mergem cu el la biserică, să înțelegem că nimic din lumea aceasta nu poate avea putere asupra Duhului necurat, decât puterea lui Dumnezeu, puterea iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne este pusă înainte ca să înțelegem toate aceste realități și dacă nu le vom înțelege cu adevărat, viața noastră va fi sărăcită și năucită. Și în casele noastre, de câte ori facem aghiază sau chemăm preotul, toate aceste influențe slăbesc și casa se curăță. Dar iată, atunci când omul blesteamă, atunci când ne dreptățește cu nerușinare, atunci când minte, atunci când cheamă vrăjitor, se reînnoiesc în duh legături de nezdruncinat. Cum spune la un moment dat psalmistul, în Catisma 5 găsim aceasta, că a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a iubit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și se va îmbrăca cu blestemul ca și cu o haină. Și va intra ca apa în mațele lui și ca un de lemnul în oasele lui. Iată o putere care poate îmbolnăvi fizic pe om. De câte ori în case și în lume nu auzim drăcuindu-se, înjurându-se, toate acestea intră și somatizează în trupul nostru. În momentul în care vom desface aceste legături, prin spovedanie, prin rugăciune adevărată, omul se va curăți și va deveni întreg la minte, din ce în ce mai întreg la minte, înțelegând cum lucrează Dumnezeu în istorie și cum lucrează răul în istorie, sau mai bine spus, cum și de ce îi este îngăduit răului să lucreze în istorie, celui rău, dracului, să lucreze, să stăpânească peste om sau peste casa sau peste un ținut. Îi este îngăduit pentru libertatea omului care în acel ținut a făcut păcate înfricoșătoare. Așadar, iubiți credincioși, să înțelegem lucrurile acestea, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne păzească cu adevărat de toată lucrarea diavolească, de toată stăpânirea celui rău, iar atunci când într-adevăr vom asista la asemenea lucruri înfricoșătoare, să nu ne temem știind că nu diavolul este puterea cea de pe urmă, ci Dumnezeu are puterea cea de pe urmă, în fața căreia diavolul n-a putut nici măcar să aibă stăpânie peste turma de porci. Dumnezeu să ne ajute să avem stăpânie peste noi înșine, unindu-ne cu Dumnezeu, crezându-Lui și chemându-L în viața noastră, astfel încât să devenim întregi la minte și să-I mărturisim lucrarea vindecătoare și iubitoare. Amin.